nemea despre care s-o certit, înainte de a îmbărbăta poporul, s-o dus, s-o cercetat zidurile, a avut un animal care a trecut cu el și peste molozuri, a intrat și pe găuri mici, l-a ascultat. Animalul ăsta pe mine nu mă ascultă așa. Dar îi mulțumim Domnului că avem un car de biruință care a purtat întotdeauna pe poporul lui Dumnezeu, pe slujitorii lui Dumnezeu și pe oricare suflet care s-a încrezut în Dumnezeu, mai ales pe aceia care au împlinit condiția despre care am auzit când am intrat aici, cât declara psalmistul: eu voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul. Domnul să ne ajute și nouă. Numai că noi să încem câteodată cu pretenții. Am auzit, păi așa de bine au vorbit, dacă nu l-aș fi văzut cine au vorbit. Noi ne uităm câteodată și la înfățișare și ne abatem de la cuvântul care Domnul ni l-a spus. Domnul s-a folosit de măgăriță, Domnul s-a folosit de corbi. La noi s-a mai spus aici, că spunea într-o prejurare un slujitor: am vrea Domnul să ne hrănească și pe noi cum l-a hrănit pe Ilie, dar să ne trimite mâncare nu prin corbi, prin îngeri, că are îngeri destui. Și fratul zis: amin. Dar la urmă un alt slujitor care a făcut slujbă a zis: și eu am zis amin. Și eu aș dori Domnul să mă hrănească prin îngeri. Dar câteodată așa suntem din negri, că îngerii nu se pot apropia de noi. Ei bine, dacă totuși Domnul ne hrănește, chiar dacă se folosește de corni, dar dacă mâncarea vine de la El, să știți, prin aceea vom trăi, lăudat să fie Domnul. Domnul așa le-a spus la ucenici, când vorbea despre cărturari și farisei, nu erau îngeri, să știți, dar Domnul a spus: ascultați, ascultați ce predică ei, ce spun ei, numai nu face ce fac ei, și Domnul să ne ajute. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu care vorbește de pace. Dar El nu e așa ca oamenii care nu mă vorbesc de pace, dar când e vorba să faci pace cu ei, numai la pace nu mai ajungi. El vorbește de pace, El dă pacea, El vrea să fie pacea noastră, slăvit să-i fie numele. Și-ar vrea să se întâmple cu noi cum e scris, că dacă dă El pacea, cine poate să o mai tulbure? Pot să fie atunci Sanbalat, Tobi, amoniți cât de mulți. Din moment ce ne încredem în Dumnezeu, pașa noastră dăinuiește. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar ați observat din cuvântul care s-a citit, Dumnezeu vorbește de pace, noi trebuie să ascultăm, dar așa cum e scris, să-și alergăm după ea, să ne și luptăm pentru ea, să lucrăm pentru ea. Și atunci când Domnul vede că noi facem cât e puterea noastră, mai departe
face El, lăudat să-i fie numele. N-a fost ușor. Timpul ăla de 50 și ceva de zile, dacă a fost cu băgare de seamă. Noaptea foarte puțin somn. Ziua cu o mână să lucre, cu alta să fie cu mâna pasabie. N-a fost ușor, dar după o luptă de așa asta deosebită, a venit și timpul de pașe, a venit și timpul de bucurie. Lăudat să fie Domnul! Și așa tot ce s-a scris pentru învățătura noastră. Domnul Hristos a vorbit la ucenici și despre întristare. Că li se va întrista inima. Dar au vorbit la ucenici și despre bucurie. Că întristarea lor va fi prefăcută în bucurie. Și Domnul vrea dintre aceștia două. Nu să fie timpul mai mult tot de întristare, tot nori, tot. Deși noi cântăm o cântare că viața e ca cum e un tren. Și bucuriile sunt așa cum zgările mai mici, unde numai câte un pic se oprește trenul și pleacă iară. Și bucuriile sunt ca gările mai mari, unde stă trenul mai mult un pic. Potrivit Scripturii, Dumnezeu nu vrea așa. Citiți cu băgare de seamă în Scripturi. N-a zis Domnul, întristați-vă neînșetat. Domnul a zis, bucurați-vă neînșetat. Bucurați-vă toți de una în Domnul. Și atunci când ajungem să fim întăriți prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru, chiar în mijlocul necazului, ne bucurăm. Trupul lui Pavel a fost mai neputincios de cum îi am eu acum, plin de răni, legat strâns, și știu de cât timp nemâncat, poate însătat, în mers de noapte în întuneric gros, și acolo s-a bucurat. Nu scrie că o cântat cântare de jale, dar unii cam place cântări de jale. Cânta cântări prin care slăvea pe Dumnezeu și a avut prilejul să se bucure și mai mult când s-a arătat slava Domnului. Domnul să ne întărească și pe noi. Ar fi mult ce de spus. Îi mulțumim, Domnul, că ne-a lăsat Sfântul Cuvânt. Domnul să ne ajute să-L iubim, să luăm la inimă și din tot ce ni se vorbește, ceea ce partea noastră să punem în practică și Domnul să fie lăudat. El să vă binecuvânteze pe toți. Amin.